numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm. Pe tine, Doamne, te mărturisim. Pe tine te laudă ceata strălucită a martirilor. Lăudat să fie Iisus Hristos. Excelențele voastre, preacucernici părinți, cei care ați primit sfânta preoție din mâinile venerabilului episcop de Alba Iulia Martonaru, dragi cucernici părinți, concelebranți, stimați invitați, dragi seminariști, astăzi dieceza noastră are o zi particulară. Celebrăm sărbătoarea fericitului Anton Durcovici. Facem amintirea acestui păstor care și-a dat viața pentru noi. Astăzi, alături de el, ne rugăm și pentru venerabilul episcop Aaron Martin, care a avut cu el aceeași soartă. A fost chemat la aceeași slujire, ca să ofere totul pentru biserică și popor. Pe Dumnezeu îl lăudăm pentru acești înaintași ai noștri. Pe Dumnezeu îl lăudăm pentru că avem o asemenea moștenire. Pe Dumnezeu îl chemăm în ajutor ca să ne binecuvânteze pașii noștri, urmându-i pe ei, cei care au fost înaintea noastră. Pe Dumnezeu îl rugăm ca să-i însoțească mereu pe cei ce doresc să ajungă mărturisitori ai lui Hristos și ai Evangheliei sale. Pentru a celebra cu vrednicie această sărbătoare, pentru a asculta cuvintele Domnului, pentru a asculta predica Părintelui Dan Canton, miruit de episcopul Anton Durcovici, consacrat de Preasfințitul Marton Aron, să ne dispunem sufletește, cerând iertare pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Benedicimus.
Iisuse, glorificamus te. Rex celestis Deus Pater omnipotens Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui donis peccata mundium, qui donis peccata mundium, suscipede precazione nostra. Quoniam tu solus sanctus, altissimus Iesu Christe. Dumnezeule, care în fericitul episcop martir Anton i-ai dăruit bisericii tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă, dă-ne prin mijlocirea lui, ca mărturisind aceeași credință, să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Înțelepciunii. Sufletele celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu și niciun chin nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți păreau că mor și ieșirea lor era considerată o nenorocire. Plecarea de la noi distrugere, dar ei sunt în pace. Și dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiți, speranța lor este plină de nemurire. Fiind disciplinați cu puține suferințe, li s-au făcut multe binefaceri, căci Dumnezeu i-a încercat și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur în foc i-a probat și i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot. În timpul vizitării lor vor străluci și vor alerga ca scânteile printre paie. Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare și Domnul lor va domni peste ei în veci. Cei care s-au încrezut în El vor înțelege adevărul și cei care cred în iubire vor rămâne cu El,
căci harul și îndurarea sunt pentru aleșii Lui. Cuvântul Domnului. În mâinile Tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. Fii pentru mine o stâncă de scăpare, o cetate întărită ca să mă mântuiești. Tu ești stânca mea, cetatea mea, pentru numele Tău condu-mă și călăuzește-mă. În mâinile Tale îmi încredințez sufletul. Tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. Mă voi bucura și mă voi veseli de îndurarea Ta, căci ai privit la umilința mea. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urăsc. Fă să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău. Mântuiește-mă în îndurarea Ta. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El, care nu l-a cruțat pe propriul Său Fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate împreună cu El? Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine îi va condamna? Hristos Iisus, care a murit, dar mai mult a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. Cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtorarea sau persecuția sau foametea sau lipsa de haine sau primejdia sau sabia? După cum este scris, pentru tine suntem dați la moarte toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere. Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit, căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cuvântul Domnului.
Tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe Tine, Doamne, te mărturisim, pe Tine te laudă ceata strălucită a martirilor. Să fie cu voi. În lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor Săi: dacă lumea vă urăște, să știți că pe Mine M-a urât înainte de voi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce îi este propriu, dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales din lume, pentru aceasta vă urăște lumea. Amintiți-vă cuvântul pe care vi l-am spus: nu este sclavul mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au persecutat pe Mine, vă vor persecuta și pe voi. Dar dacă au păzit cuvântul Meu, îl vor păzi și pe al vostru. Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui Meu, pentru că nu-L cunosc pe Cel care M-a trimis. Cuvântul Domnului. Prea iubiți frați și surori în Domnul, preasfințitul Petru Gheorghel m-a rugat să țin un cuvânt după Evanghelia de la Sfânta Liturghie de astăzi, dar nu folosind Evanghelia de la Sfânta Liturghie, ci un alt text. Așa că în această privință mă conformez cât privește de a vorbi numai un sfert de oră sau aproximativ, nu știu cât voi dura, dar l-am rugat pe colegul meu Ciril, în caz că mă lungesc și vă plictisesc, să vină să mă tragă de mânecă. Iisus, înainte de înălțare la cer, se adresează discipolilor Săi: adevăr, adevăr vă spun, voi veți plânge și veți jeli, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră va deveni bucurie. Femeia când naște este tristă pentru că i-a venit ceasul, dar după ce a născut copilul, nu-și mai amintește de chin, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Iată, acum și voi sunteți triști, dar vă voi vedea din nou și inima voastră se va bucura, iar bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Din Evanghelia Sfântului Ioan. Suntem în mijlocul bucuriilor. În acest advent așteptăm cu bucurie fericirea nașterii Domnului. În solemnitatea neprienitei zămisliri, ne-am bucurat că Mama lui Dumnezeu și a noastră este mai presus de îngeri și ne mijlocește harul neprienirii.
iar dieceza noastră de Iași s-a bucurat de sfințirea a 10 diaconi. Mâine, duminica a 3-a din Advent, insistă prin lecturile de la Sfânta Scriptură să ne bucurăm în Domnul că este aproape. Azi ne bucurăm de pomenirea a doi episcopi, martir Anton Durcovici și mărturisitor Marton Aron. Credem că ei se bucură în Împărăția lui Dumnezeu și se roagă pentru bucuria noastră ca să fim odată alături de ei. Cred că suferințele și rugăciunile lor din celulele închisorilor au contribuit la bucuria istorică din 1989. Sfânta Maică Biserică din România, gestantă și maltratată timp de 50 de ani de dictatura regimului comunist, a purtat în sânul ei milioane de credincioși. A plâns și s-a jelit. Ateii s-au bucurat. Dar când a venit timpul să nască, printr-o revoluție spectaculoasă în decembrie 1989, când s-a eliberat de jugul persecuției religioase, a născut mărturisitori, eroi, martiri, sfinți și sfinte, că s-au umplut mănăstirile. Slavă Domnului! Întristarea s-a schimbat în bucurie și cu timpul se pare că uităm chinurile prin care am trecut. Dumnezeu a întârziat, dar nu ne-a uitat. Iisus, așa cum a spus discipolilor săi, vă voi vedea din nou și inima voastră se va bucura, iar bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Așa a procedat și cu noi. Ne-a vizitat și ne-a luminat prin viața, învățătura, rugăciunile și jertfele celor doi episcopi. Martir Anton Durcovici și mărturisitor Marton Aron, sărbătoriți azi. Nu uităm nici pe cei 7 episcopi martiri ai Bisericii Greco-Catolice, cei care au simțit această bucurie divină, ne-au lăsat moștenire cugetările lor profunde ca să ne umplem bateriile de bucurie, ca după exemplu episcopilor pomeniți să putem înfrunta furtunile vieții. Să ascultăm câteva ca să știm cu ce să ne împodobim rațiunea și inima. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că iubirea este bucuria de a face bucurie altora. Și în alt loc, tot el, pe cel ce se bucură în Domnul, niciun necaz nu îl va poate scoate din bucuria lui. De aceea spunea scriitorul Silviano Paustri că putem să dansăm de bucurie, că de acum înainte nimeni nu ne mai poate răpi bucuria. Scriitoarea, încununat cu premiul Nobel, Amel Leichmeister-Krehe, spune că bucuria este fântâna tinereții. Episcopii Anton Durcovici și Marton Aron sunt cu adevărat fântâna tinereții pentru mulți tineri care merg la seminarii pentru a ajunge preoți spre a oferi credincioșilor și necredincioșilor din misiuni bucuria mântuirii, fiind dispuși să-și ofere chiar viața cu iubire pentru împărăția lui Dumnezeu. Henri Bergson, scriitor și filozof evreu francez, spune că bucuria este semnul că viața a reușit. Așa cum ne bucurăm că Iisus a murit și a înviat, a învins moartea prin înviere, tot așa ne bucurăm că prin moartea acestor doi episcopi, trupul mistic al lui Iisus a căpătat o înviere la viață prin noua evangelizare.
Carmen Silva, regina Elisabeta României, spune că bucuria este viața văzută printr-o rază de soare. Bucuria noastră ne vine prin două raze de soare, direct din rai, și ne oferă prin acești doi episcopi speranța vieții veșnice. Benjamin Franklin este unul dintre cele mai cunoscute personalități din Statele Unite și ne-a lăsat moștenire, o definiție magistrală. El ne spune că bucuria este piatra filozofală care transformă totul în aur. Bucuria noastră de azi, izvorâtă din învățătura, viața și trăirea eroică a virtuților celor doi episcopi sărbătoriți, putem spune cu sinceritate, cu mâna pe inimă, că este cu adevărat piatra filozofală care ne transformă toată viața în aurul iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. Și, ca să nu vă plictisesc, voi cita ca un fel de concluzie pe David Steindl, Raț, călugăr, benedictin, care ne spune că la rădăcina bucuriei se află gratitudinea. Nu bucuria ne face recunoscători, ci recunoștința ne umple de bucurie. De fapt, simpozionul de azi, organizat în memoria acestor doi episcopi, este un act de gratitudine, de recunoștință și ne umple de bucurie. Adevărul este că prin gratitudinea noastră de azi, aici, pe pământ, bucuria ne intră în inimi, dar prin mijlocirea lor din cer, sperăm că și noi vom intra în fericirea lor. Fiind veșnic recunoscător lui Dumnezeu, că ne-a dat drept călăuze pe pământ spre tronul său. Prin urmare, să ne sfințim ca să ajungem prin mijlocirea episcopilor noștri, Anton Durcovici și Marton Aron, în bucuria divină pentru toată veșnicia. Bucuria mea izvorăște din recunoștință că i-am cunoscut pe acești doi episcopi, despre care nu mă îndoiesc că sunt sfinți. Episcopul Anton Durcovici mi-a administrat Sfântul Mir. Când a venit la Giudeni să administreze mirul, a trebuit să traverseze Siretul cu barca pe o distanță de un kilometru, expunându-se a fi scufundat în apele învolburate. Ajuns cu bine la mal, a coborât din barcă, dar era galben la față, speriat. S-a întors și a binecuvântat Siretul. Din acel moment, apele s-au retras. Nu spun că a fost o minune, ci mi-am dat seama că episcopul este un om sfânt. Bucuria mea a fost împărțită de toți cei prezenți când episcopul Marton Aron s-a eliberat din pușcărie și a venit la sediul episcopal din Alba Iulia. Eram aici, la școala de cantori, și am mers la Palatul Episcopal să-l întâmpinăm. Era seară. Preoții, teologii, cantorii și tot personalul casei stăteam înghesuiți pe coridor și pe scări. Mulți îl așteptau cu lacrimi în ochi. Când și-a făcut apariția, în ușă, toți cei prezenți au aplaudat și au zbucnit într-un cântec de bun venit. După ce ne-a binecuvântat, ne-a adresat câteva cuvinte în limba maghiară. N-am înțeles prea multe, dar am înțeles că pornesc din inimă. Se vedea că este foarte obosit și emoționat. În timp ce ne vorbea, o persoană din casă i-a adus cățelușa pe care o avea de companie înainte de a fi arestat.
după mulți ani. Aceasta nu l-a uitat, ci eliberat din brațele persoanei, s-a aruncat în brațele episcopului și a scos un sunet înscheleluit, fie de dor sau poate de durere, că nu l-a mai văzut de atâta timp, nu știu, dar cred că a fost bucuria revederii. Atunci am văzut și în ochii preasfințitului Aaron o lacrimă. Eram aproape de el, de pe scări. Bucuria mea a fost întotdeauna la Alba Iulia din 1953-1956, când ne vizita la seminar, când mergea la catedrală pentru a participa la liturghia pontificală și când venea la câte un meci de fotbal ca să ne împartă bomboane. În 56 s-a dat un meci dintre cantori și teologi, el a venit, a stat la masă cu cupa, cine a câștigat, trebuia să o ia, a fost egal, așa încât n-a câștigat-o nimeni, dar de bomboanele preasfințitului ne-am bucurat toți. Cum era pe atunci conferirea ordinilor minore, subdiaconatul, diaconatul și mai ales preoția, din 21 aprilie 1963, toate mi-au fost date cu iubire prin mâinile sale binecuvântate. Adevărul este că prin simpozionul ținut în amintirea episcopelor Anton Durcovici și Marton Aaron, aici pe pământ bucuria intră în inimile noastre, dar sperăm că prin mijlocirea lor din cer noi vom intra în bucuria lor veșnică. Prin urmare, să ne sfințim ca prin mijlocirea lor să ajungem în bucuria divină pentru toată veșnicia. Atâta. Dacă v-am plictisit, vă rog să mă iertați. Fraților prea iubiți, în lumina textelor sfinte a predicii părintelui Anton, lumina acestei sărbători la care am luat parte acum, aici, adunați în jurul altarului, vrem să ne îndreptăm spre Dumnezeu mulțumindu-i, plin de recunoștință. Cu inimile pline de bucurie și recunoștință, să înălțăm rugăciunea noastră către Tatăl Ceresc, pentru ca mărturia eroică a fericitului Anton Durcovici și exemplul episcopului Marton Aaron să devină pentru noi izvor de reînnoire și de credință și iubire, spunând: Dumnezeule Părinte iubitor de oameni, ajută cu harul Tău pe Sfântul Părinte Papa Francisc și pe episcopul nostru Petru, pentru ca, urmând exemplul fericitului Anton, să mărturisească Evanghelia Mântuirii prin dăruirea lor totală față de poporul credincios. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca sacrificiul celor persecutați din cauza credinței să conducă la convertirea persecutorilor și la reconcilierea profundă a inimilor. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea fericitului Anton, dăruiește familiilor creștine harul de a fi dispuse să-și mărturisească credința cu prețul oricărei jertfe. Te rugăm, ascultă-ne!
ocrotește-i pe copii și tineri și ajută-i să afle în creștinii adulți modele autentice de iubire ale lui Dumnezeu și de slujire aproapelui. Te rugăm, ascultă-ne! Vino în ajutorul celor care suferă în trup sau în spirit și arată-le puterea vindecătoare a harului Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca prin faptele noastre de fiecare zi, viața noastră să devină o jertfă plăcută în fața Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru rugăciunile fericitului Anton, primește-i pe răposații noștri în pacea împărăției Tale cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, tăria celor care se încred în Tine, Te rugăm, ascultă rugăciunea pe care această familie ți-o înalță prin mijlocirea episcopului martir Anton și după exemplul mărturisitorului nostru, Marton Aaron, fă ca sămânța sângelui său să rădească în noi iubirea față de numele Tău Sfânt și față de frați, prin Hristos Domnul nostru.
ca viața noastră să fie speranță, slujire, credință mai vie. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule preaîndurător, revarsă binecuvântarea ta asupra acestor daruri și întărește-ne în credința pe care fericitul Anton a apărat-o cu prețul sângelui, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu milă. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci fericitul martir Anton, după exemplul lui Hristos, și-a jertfit viața pentru mărturisirea numelui Tău, și ne-a dovedit în chip strălucit puterea Ta minunată, pentru că pe cel slab Tu-l conduci la virtutea desăvârșită, și pe cei lipsiți de putere îl ajut să fie statornic în mărturisirea credinței. De aceea, împreună cu puterile cerești, te preamărim și noi de pe pământ și înălțăm neimul de laudă al maiestății tale. In nomine Domini. Hosanna in excelsis. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile aceștia cu roa Duhului Tău, ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, în potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai îmbrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, cu fericitul Anton Durcovici și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, qui
Spiritualis peccata murdi. Miserere nobis. Agnus Dei, quitolis peccata murdi. Agnus Dei, quitolis peccata murdi. Ora nobis facere. Iată milul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Vino, Doamne Iisuse, vino și rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intri și mă, dar spune numai un cuvânt și se va tământui. Eu, Dumnezeul vostru, pe tot ce-i osteniți, vă chem cu bunătate la mine să veniți. Aștept cu nerăbdare la sfântul meu altar, ca viața mea divină să vă ofer în dar. Venim, Iisuse, taina sfântă și atât de mult doresc, cu sfântul mitrup și sânge pe tot să vă hrănesc.
Să ne rugăm. Întăriți cu Sfintele Taine, te rugăm, Doamne, să ne dai harul de a imita minunata statornicia fericitului Anton, ca astfel să ne învrednicim a dobândi răsplata veșnică a celor îndelung răbdători, prin Hristos Domnul nostru. Excelențele voastre, preoțiile voastre, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, dragi oaspeți, luați loc o clipă. Ne-a fost dat să ne bucurăm în această zi, aici, în catedrală, cum am făcut-o și în timpul simpozionului, de acest mare dar al fericitului nostru Anton, dar și al marelui mărturisitor episcopul Marton Aron. O bucurie. Am bucurat auzind și prelegerile care s-au ținut pentru a ilustra viețile celor doi pe care i-am amintit astăzi cu bucurie. Am bucurat să auzim și cuvântul Părintelui Dancă invitându-ne la bucurie. Bucurie adevărată, sigur, care vine după o viață trăită, așa cum ne-a dat exemplu episcopul nostru, fericitul Anton, și episcopul mărturisitor, Marton Aron. Am bucurat astăzi că am primit de la Sfântul Părinte, prin, iată, serviciu Părintelui Isidor, postulatorul cauzei episcopului nostru Andru Durcovici, ultimul document care a consfințit și acum a fost publicat și scălit în finale către Sfântul Părinte Papa Francisc, pe care am primit, așa cum știm, acel mare dar al declarării lui de fericit. Părintele l-a adus cu sine, o bucurie. Dar Părintele, numai prin cuvintele sale, ne-a adus bucurie, ci vrea să ne împărtășească și o bucurie. Să ne prezinte, să ne arate. Să ne arate doar atât un CD despre care va vorbi Părintele. După aceasta vom primi binecuvântare și sigur că ne vom strădui să trăim ceea ce am auzit astăzi, mulțumind oaspeților noștri venind de departe, preasfințitului Anton de la Chișinău și sigur familiei Lazar, care au venit de la San Dominic. Ascultăm acum ce zice Părintele despre acest disc, despre această dischetă. Este grija preasfințitului Petru Gherghel, a preasfințitului Perc Aurel și a întregii noastre dieceze care se manifestă față de misiunile noastre din Africa, din coasta de Fildeș, din Ecuador, pentru misionarii și pentru cei pe care acești misionari ai noștri îi păstoresc acolo. Este al patrulea CD pe care îl interpretez și care este dedicat acestor copii săraci, acestor populații din Africa, din Kenya, din Maicona, din Marsabit. Acolo unde astăvară am fost împreună cu preasfințitul Percă, în luna august și cu alți doi preoți și i-am vizitat. CD-ul se intitulează Copile Blând, pentru că una dintre melodii poartă acest titlu, cu îngăduința sfinților voastre, am să încerc să o interpretez și a preasfințitului Petru Gherghel. Și banii care se adun din acest CD-ul, din vânzarea lui,
vor merge tot la acești copii din Kenya. Nu mă lungesc, doar vreau să vă interpretez această melodie și să o las ca un omagiu tot pentru sărbătoarea pe care o avem astăzi. Fericitul Anton Durcovici și servitorul lui Dumnezeu, Marton Aron. Iestele sărace, ce-ai căutat să faci pe acest pământ? Afară-i frig și vezi vânătul cum bate, ce-ai căutat din cerul tău cel sfânt? Ah, ah, să știi, suflete dragă, ah, ah, să știi, fratele meu, vezi, vezi, că dragostea e oarbă. Vezi, vezi, eu sunt omul Dumnezeu. Vezi, vezi, vezi. Blând din iestrele sărace, cât de frumos este în cerul tău. Ce-ai căutat în peștera negrită, nu ți-e urât unde e tronul tău? Nu, nu, o, nu, suflete dragă, vezi, vezi, pe toate le-am lăsat. Vezi, vezi, că dragostea e oarbă. Vezi, vezi, pe tine te-am căutat. Vezi, vezi, vezi. Iisus, cu fruntea cea senină, ce ochișori plâns sunt în capul tău. Afară-i frig și vezi vântul cum bate, cum aș putea să te încălzesc și eu? Nu, nu, să știi, suflete dragă, ah, ah, de vrei să mă încălzești, dă-mi, dă inima ta întreagă, dă-mi, dă-mi, ca-n ea să locuiesc, dă-mi, dă-mi, dă-mi. Că mă confrunta cu bucurie să primim de la Dumnezeu binecuvântare și să împărtășim celor pe care îi întâlnim bucuria venirii lui Hristos în mijlocul nostru, cu mulțumiri pentru toți.
Mulțumim și pentru cei care prin intermediul internetului au luat parte la această sărbătoare a noastră. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și a fericitului Anton Durcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Putea să ne despartă de iubirea lui Hristos, nici foamea, nici sabia, nici necazul lor durerea. Dacă Tatăl